În fiecare an, pe 6 ianuarie, credincioșii celebrează Boboteaza, una dintre cele mai importante sărbători din an, trecută cu cruce roșie în calendarul ortodox. Botezul Domnului marchează finalul perioadei de 12 zile a sărbătorilor de iarnă, care încep în ajunul Crăciunului. Împreună cu ziua Sfântului Ioan Botezătorul, prăznuirea 7 ianuarie, Boboteaza sau Botezul Domnului marchează finalul perioadei de 12 zile a sărbătorilor de iarnă, care încep în ajunul Crăciunului. În această zi sfântă, catolicii și ortodoxii deopotrivă respectă mai multe tradiții din popor. Cunoscută sub denumirea Botezul Domnului, Boboteaza amintește de momentul în care Iisus Hristos, la vârsta de 30 de ani, a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordan. Pentru că Botezul Domnului se mai numește și Arătarea Domnului, este bine să știm, spune părintele Ilie Cleopa, că arătările Domnului în această lume sunt două. Una este cea de acum, care s-a împlinit la botez. Cea de-a doua este aceea care are să vină și care se va face cu slavă mare la sfârșitul lumii. La Boboteaza se sfințesc toate apele. Preotul se duce la o apă unde va arunca o cruce. Mai mulți bărbați se aruncă în apă ca să o aducă înapoi. Iar cel care reușește să ajungă primul la ea primește binecuvântarea preotului și se consideră că va avea noroc tot anul. În vechime, cel care găsea primul crucea și o aducea la mal primea și daruri de la domnitorul țării și era ținut la mare cinste de către ceilalți. Relatează Digi24.ro.